Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Team Fortress 2. După 10 milioane de ani am revenit la acest joc, oameni buni. Văd că este ceva eveniment cu Heavy vs. Spyro și trebuie să-mi aleg eu clasa preferată. Apoi nu prea joc Heavy, am jucat puțin Pyro la viața mea, dar Heavy nu prea, deci o să aleg Pyro! Ești sigur că vrei să alegi echipa Pyro? Nu mai poți să schimbi, după ce ai selectat. Ok, da, joining Team Pyro, joined Team Pyro și acum ce? Asta, ești nebun? Pyro are 55%, incredibil, foarte, foarte frumos. Și din câte văd, s-a băgat un fel de mod competitiv în acest minunat joc, care costă bani, oameni buni. Ce? Cum să ceri bani pentru un mod competitiv de joc, într-un joc de 9 ani sau de cât mama dracu are jocul ăsta? Oameni buni, ce Dumnezeu? N-am putut să văd așa ceva în viața mea, dar cel puțin am itemele mele aici și așa și sunt foarte drăguțe și ar trebui să schimb asta pentru că nu o să se vadă în joc. Pentru că, na, nu este... trebuie să dai așa. Așa. Nu se vede că se vede numai de Halloween și nu e niciodată Halloween și de lună plină, da. Ce altceva aș putea eu să folosesc pe uimitorul meu scout? Asta e urâtă cu spume, nu. Asta... Și asta e foarte, foarte urâtă cu spume. N-am nimic interesant pe aici, nu-i așa? Nu vreau asta. Am asta! E oribil. Nu se potrivește. Fuck it. O să port ochelarii ăștia și o să stau. Nu? Sunt urâți, mă. Sunt urâți. Dacă pun asta... Și asta e urât. Alice cap-ul? Băi, și asta e urâtă cu spume. Știi ce? O să folosesc asta pentru că e o pălărie. Orice altceva e aiurea. Iar aici la action ar trebui să pun și eu niște minigame-uri sau prostii. Back. Hai să vedem ce au făcut aici la Find Game. Iisuse Hristoase, unde-i server browserul meu? Ce e asta? Heavy vs. Spyro. Și asta mă afectează cumva? Score points in casual or competitive matches to contribute to your side. Oh, am înțeles. Oh, și aici îmi deschide Steam Overlay. N-am nevoie de așa ceva, man. Bun, find the game, casual, community. Uite, acelea e... No, ăsta e server browser-ul. Bun. În sfârșit, după 10 milioane de ani. N-am găsit niciun server oficial de la Valve în acel server browser, așa că a trebuit să vin aici. Aparent ăsta e un fel de mod de a-ți găsi niște servere casual pe care să joci. Hai să dau start search. Și singurul motiv pentru care joc doar pe serverele oficiale de la Valve este că celelalte îți pot instala în PC tot felul de chestii neplăcute. Ar trebui să le evitați pe cât de mult posibil. Acum nu știu exact cât de mult o să dureze până o să-mi găsească și mie un joc în search-ul ăsta care are loc în momentul ăsta, dar văd că nu se întâmplă nimic. Și am aici și ceva cu level 1, current, 0 XP. Îmi mai trebuie 750 ca să fac level, game, skills, deaths, damage, healing, support, score. Foarte interesant, e un fel de global... Uite că s-a întâmplat ceva. E un fel de global statistici ceva, care, sincer, sună bine, adică aș vrea să văd câte meciuri am jucat, câte kill-uri, știi? Era bine dacă era de acum foarte mult asta, chestia asta băgată în joc, nu recent, pentru că jocul ăsta până la urmă este un joc foarte vechi. Dar hei, bine că mă bagă pe un server. Ea, ce drăguț, haide! Hai, bagă-mă pe server, vreau să mă joc. Team Fortress. Alo? Hai bă, cât îți ia, bă, alo, așa. Iau că se întâmplă ceva. Bun, hai că m-a băgat, mă bag direct la nu știu ce echipă, după aia dau continue, bla, 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 nu mă interesează spy. Dar eu și un timer, bă, ce suspect e. Dar ce senzitivitate am și eu, frate. E suspectă pentru că e mică, dar trebuie să mă obișnuiesc cu ea așa mai mică. Cred că, ia stai de curiozitate, sensitivity, e 1.79. Ar trebui să mă învăț cu ea așa mică pentru că înainte jucam cu 3 punct ceva și sincer e o mare durere să faci ceva cu sensitivitatea 3 punct ceva. Nu mă omorâți! Eram cu minte! V-am văzut acolo așa construind chestii și am zis că hai să fiu cu minte! Ce oameni răi! Bun, nu contează. Doamne, ce-i asta? Wow! Asta e foarte suspect.
Runda 1. Băi, ești nebun, ce aici și nu-mi displace. Și încă un setup de 50 ceva de secunde. Fuck my life, man. Am și eu chestii, uite, am foarte multe emoturi de astea, taunturi de fapt, cred că se cheamă. Ia uite. Fucking Spike cu mulți bani, man. Ia, stai așa, cum am făcut asta? Bă, dar să-mi bat piciorul, pentru că sunt pe noul PC și am reinstalat acest joc, nu mai am niciun HUD, nimic, nada, zero. Și e atât de ciudat. Hai, vreți să ne jucăm farfece, hârtie, piatră? Bă, vină cu acea mă și joacă cu mine farfece, hârtie, piatră. Hai da, hai jucăm, hai! Hai să vedem! Ai pierdut fraiere, îmi pare rău, nașpa de tine. Da, și o să fie atât de ciudat fără HUD-ul meu, va trebui să mă obișnuiesc pur și simplu cu jocul ăsta vanilla. Dar Ping vei reinstala un alt HUD? Păi sincer aș face-o, dacă n-aș fi un leneș ordinar. Infect și Bulangiu deja au murit doi de la mine din echipă, dar nu are importanță, este așa mă să... Adică, sincer să fiu, nu contează, o să mă dau așa în spate și sper că nu m-a observat nimeni. Văd că e un spy aici care... Nu, dacă mă nimerește pe mine din cauza lui... Fuck. Eba, oh, yes, oh, nice. No! Cât de fucking random a fost asta, frate, nici nu vreau să văd. De fapt, nu, în jocul ăsta nu-ți arată ce s-a întâmplat. Da, am mers și eu pe acolo așa și dintr-o dată o rachetă. Mi-a tras în cap cu racheta și n-am mai putut să fac nimic. Am zis că, bă, ieși eu de aici și așa, știi, nu mă suspectează nimeni, mă duc așa cu un spate. Bă. Ok. Această sensitivitate mică este oribilă. Foarte, foarte oribilă. Asta. Sensitivity. 3. Asta e, frate. Nu mă pot obișnui cu sensitivitatea mică. Deja câștigăm, ce se întâmplă, ce e asta? Ok, am câștigat. De ce? Pentru că eu sunt obișnuit să fac scheme de astea cu cuțitul și să fac fa și să dau, știi? Dar nu pot să fac asta cu o sensitivitate mică și e enervant. Bun, acum să vedem ce se întâmplă. Acum, continuăm, atacăm din partea asta, stai că mi-aduc aminte, da. Dintr-un motiv sau altul am crezut că se schimbă echipele și că trebuie noi să apărăm, dar nu. Și cât suntem, frate? Bă, ești nebun? Bă, stai o secundă, 12 player la fiecare echipă? Asta e chiar foarte, foarte ca lumea. E chiar foarte ca lumea. Bă, să știi că îmi place nou mod casual. Eu care încercam să-mi caut servere în acel server browser. Fuck that shit, man, uite ce ca lumea e aici. Suntem mulți, suntem 12 și 12. E ca lumea, frate. Ia ce mă mănâncă. Păru. Hai mă, vrei să ne batem? Ar fi bine să fugi, că dacă ies de aici și știi cum. Nici n-ai pălărie. Pff, ce fraier, n-are pălărie. Glumesc, oameni buni, nu sunteți fraieri dacă n-aveți pălării. Oamenii fără pălării sunt șmecheri. Pălăriile sunt nașpa. Eu nici măcar n-am pălărie, am un fel de chestie legată la păr și am un păr șmecher. Hai bă, hai trageți în mine, faceți-mă invizibil, hai să vă văd, hai băieții. Așa, îmi place de voi, bravo. Ah, tu zgâtul mătii de fucking random scout. A murit fix înainte să-i trag eu, vorbesc serios. Clic, clic. Mă simt așa de murdar, oameni buni. Că nici măcar n-am jucat ca un spion, dar tot am distrus chestia aia. Ăștia sunt pe acolo. Ghișcine o să vină pe partea asta. Și Ghișcine o să-l omoare pe tipul ăsta. Dacă nu se întoarce super fucking random. Shit. Bă. Dacă... Ar vrea să nu se mai comporte atât de ciudat jocul ăsta. Sunt sigur că i-am lovit pe fraierii ăștia, dar nu le-am dat niciun damage, niciun backstab, nimic. Nu vi s-a părut și vouă la fel? Eram acolo și ăla, hai mă, ia backstab dracu odată. Dar nu, uneori se întâmplă, alteori nu. Până la urmă pot să înțeleg chestia asta. Bă, dă-te mă de aici, mă, că mă duc. Oh, what the fuck, ce-i acilea? Îmi pare rău, băieții! Wow, uite-te și tu! Frate, uite! Fucking game, dude! Yeah, fuck all your shit. Asta e punctul meu. Ha!
Fucking easy game, man. Uite, ai văzut cum am făcut acolo? L-am văzut pe ăsta și am făcut PAC, știi? Nu, îmi trebuie sensitivitatea 3. Nu știu, nu știu, frate. Probabil ar trebui să am o sensitivitate mai mică atunci când joc iarăși setup time, atunci când joc orice altceva decât spy, deși nici la pistol nu mă ajută sensitivitatea, doar la cuțit mă ajută, că știi că pot să fac rapid chestii, dar în rest e nașpa. Easiest game ever. Într-adevăr, este unul dintre cele mai ușoare jocuri pe care le-am jucat eu. Sunt foarte ruginit la Team Fortress, dar deja sunt pe locul 2 în tabela de scor, deci e foarte, foarte bine. Ia, stai că bat eu palma cu tine. Ia, ia. Pac! Yes, într-adevăr, hai că bat și cu tine palma, ia. Pac! Într-adevăr, Reds are nobs. Ei, și tu acum. Într-adevăr, sunt noi, bă, săraci idei, frate, îi călcăm în picioare. Am 7 kill-uri și un death. Asta e foarte bine. Ia stai așa că fac o chestie, prietena, da? Hai băieți, trageți în mine, ce e asta? Hai mă, așa, bravo, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Ia să începem treaba. Uh-oh. Uh-oh. Nu mai contează. Bă, au curățat. Wow, what the fuck? Ăla venea după mine. Au curățat ăștia cam tot. Ce? Eram deghizat. What the fuck? Nu eram deghizat, oameni buni? Ha? Nu eram deghizat? Puteam să jur că eram deghizat. Poate nu eram. Sunt bătut în cap. N-am mai jucat de foarte mult timp acest joc. Stai o secundă. Ah, nu se văd spray-urile. De ce nu se văd spray-urile? Ar vrea să le scoată de tot dacă tot nu se văd, știi? Dar, mă rog. E nașpa că în Counter-Strike Global Offensive nu sunt spray-uri, știi? Mai puneai un spray cu o gagică de-asta sexoasă. Lumea venea să uita acolo așa și pac, le dai un head cu AVP-ul. Pare rău, frate, sunt din echipa ta. Pleacă de aici, mă. Ah, ce mi-a tras una și a fost și critică. Ok. Oh, nu! Fuga. Nu pot să fac t-back de la ca lumea. Ce Dumnezeu au făcut crouch-ului din jocul ăsta, frate? La fel e și în Counter-Strike. I still got it, într-adevăr. Stai așa, mă, să-mi iau și eu o deghizare. Nu, te rog, nu trage aici. Fac ce bulangiu. O să-i las pe ăștia să înainteze și mă duc uite așa. Oh, asta e perfect. Ia să vedem cine iese pe aici. Ok. Dacă luați și voi niște backstab-uri, ar fi plăcut. Așa, nu știu. Se duc ei să captureze punctul. Eu am nevoie de viață. Bă, ce Dumnezeu, mă? Bă, alo, de la tine din echipă. Bă, ce? Fii antenă cum... La ce distanță trebuie să treci de partea asta? M-am blocat de fiecare dată când am încercat să trec. What the fuck? Cel puțin am câștigat și a fost cel mai ușor match al vieții mele. Nici măcar n-am făcut mare chestie. Alo, vreau și eu să dansez. Runda a doua. Mamă, dar ce lung e meciul ăsta, frate. Holy fucking shit. E chiar foarte lung, oameni buni. Dar, cam atât pentru acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like dacă mai doriți episoade cu Team Fortress 2. Și noi ne revedem data viitoare. Stai, puteam să fac asta înainte? Ah, fuck, m-am lovit de stâncă tâmpită.